Președintele Comisiei de Bacalaureat este acuzat că, împreună cu alte persoane, a pus la dispoziția elevilor rezolvările subiectelor la proba de chimie. Din ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale întocmite de procurori a rezultat următoarea stare de fapt. În cursul lunii iulie 2013, inculpatul Amsa Gheorghe, în calitate de președinte al Comisiei de Bacalaureat de la Centrul de Examen numărul 37 din cadrul Liceului Tehnologic Ion Bănescu din Mangalia, cu ocazia desfășurării examenului de bacalaureat sesiunea iunie 2013, a primit prin intermediar de la mai mulți elevi participanți la examenul de bacalaureat suma de 3.000 de euro și a beneficiat de achitarea contravalorii cazării într-un hotel din stațiunea Saturn în quantum de 1.863 de lei și a serviciilor de masă cu titlu de mită. Banii au fost primiți pentru a permite elevilor să promoveze în mod fraudulos proba la disciplina chimie din cadrul examenului de bacalaureat. În același dosar, procurorii cercetează penal și alte persoane care au făcut parte din Comisia numărul 37 de examinare a bacalaureatului, urmând să se ia măsuri în baza legii.